Deși recunosc că în școlile din Brăila există probleme de la acte de violență la consum de droguri, inclusiv de stupefiante de mare risc, autoritățile locale spun că mai mult decât ce fac acum, și anume de a monta sisteme de supraveghere video, nu au ce face. În plus, edilii afirmă că multe situații în care elevii sunt în pericol apar în afara școlilor, acolo unde oricum nu ar mai putea fi protejați de paznici. De cele mai multe ori, siguranța în școli nu se referă sau nu au apărut foarte multe probleme în școală, ce s-a întâmplat în școală. Au apărut, dar destul de rare. Problema este când ei ies din școală și începe că eu m-am legat de prietena vărului meu și vărul meu vine cu vărul lui și mă așteaptă la ieșire 10 metri în sus sau 10 metri în jos de școala respectivă și au diverse tipuri de altercații. Președintele Consiliului Județean Brăila a precizat că prioritatea la montarea de sisteme de supraveghere au unitățile de învățământ cunoscute ca fiind generatoare de probleme și acolo unde forțele de ordine sunt chemate să intervină mai des. Luăm acum în discuție liceile tehnice, liceile în care sunt mai mulți băieți, licee de cartier, unde fenomenul este mult mai complex și mai amplu. Șeful județului a ținut totuși să sublinieze că și părinții ar putea colabora și ar putea da bani pentru angajarea unor paznici. Suma ar fi oricum modică și cu siguranță mult mai mică decât banii de buzunare ai multora dintre copii. Și părinții, dacă vor să fie în siguranță, pot da o sumă modică, simbolică, vă rog, e vorba de un leu pe zi. Eu știu însă că un lucru, iarăși, care nu știu dacă îl acceptați, elevii cheltuie pe zi întotdeauna mai mult decât acel leu. Mergem împreună și vedem și verificăm ce consumă, cât consumă elevii și veți vedea. Veți avea surpriza să vedeți că elevii consumă mult mai mult decât acel leu prin care își asigură un tip de protecție. În perioada următoare, încă 10 unități de învățământ din județ vor beneficia de sisteme de supraveghere de ultimă generație, urmând ca, pentru restul, finanțarea să fie asigurată din bugetul primăriei și al Consiliului Județean Brăila pe 2016.